O bătrână din Drobeta, Turnu Severin, le datorează viața polițiștilor mehedințeni după ce aceștia și-au riscat propria viață și au salvat-o dintr-un incendiu care ar fi putut deveni o tragedie. Totul s-a petrecut în jurul zilei de ieri, când doi polițiști din cadrul IPJ Mehedinți au văzut întâmplător cum ieșea un fum dens din balconul unui apartament. O femeie de aproximativ 70 de ani a fost salvată în jurul zilei de ieri dintr-un incendiu care s-ar fi putut transforma într-o tragedie. Doi polițiști care au văzut întâmplător de pe stradă balconul unui apartament plin de fum au intrat imediat în scara blocului pentru a afla ce se întâmplă. După ce le-a fost confirmat faptul că o persoană se afla în interiorul imobilului, fără să ezite, forțele de ordine au pătruns în locuință. În data de 21 septembrie, în timp ce ne întorceam de la o ședință de pregătire tactică, eram împreună cu încă 3 colegi și cu 2 elevi din cadrul școlii de agenți de la Câmpina, am observat la intersecția străzilor dintre Bulevardul Carol I și strada Chiselev, de la etajul 3 al unei clădiri, dintr-un apartament ieșea un fum foarte dens. Ne-am grăbit, am intrat în imobil, împreună cu alți colegi am ajuns la fața ușii, acolo era o vecină care ne-a confirmat faptul că în interior se află o femeie de aproximativ 65-70 de ani, care nu răspunde la ușă. Am insistat, am bătut de mai multe ori la ușă, văzând că nu răspunde nimeni, am forțat ușa, am intrat în interior, eu m-am îndreptat să localizez sursa incendiului, colegul meu, unul dintre colegii mei a scos persoana care se afla, era dezorientată, era afectată de fum, încăperile erau toate pline de fum. La sosirea polițiștilor, femeia era conștientă, însă dezorientată. Totul s-ar fi petrecut din cauza unor lumânări aprinse în mai multe camere ale apartamentului. Persoana în vârstă aprinsese în interiorul imobilului în mai multe încăperi, în balcon, în dormitor, în sufragerie, avea lumânări aprinse. Aprinse niște lumânări. Și de la o lumânare care a picat un obiect de îmbrăcăminte, a luat foc o valiză cu alte obiecte de îmbrăcăminte, sub care se aflau niște butelii. Acolo era pericol. Putea fi o tragedie, dacă putea fi o tragedie, v-am spus, exact sub obiectele de îmbrăcăminte care ardeau, se aflau două butelii sigilate, exact deasupra de ele ardea focul. Femeia adormise? Nu, femeia nu adormise, femeia era conștientă, doar că era dezorientată, era în mijlocul unei încăperi, nu știa ce să facă, ne-a comunicat, ne-a mulțumit ulterior pentru că am intervenit, ne-a comunicat că nu își aduce aminte exact de ce n-a putut să vină să ne aducă, să ne răspundă la ușă, pentru că a auzit că băteam la ușă, doar că era destul de dezorientată. Femeia în cauză ne spune că ar fi adormit, iar când s-a trezit era fum în toată casa. Am aprins-o candelul și am lăsat-o nesupravegheată și m-a durut capul și m-am culcat și am adormit, am ațipit. Și m-am trezit când m-a sunat vecina mea că m-a bătut în ușă. Și apoi, într-adevăr, luasă într-un colț acolo și se aprinsese, am avut niște plante medicinale. Și au ars să le-am omnit așa și de aceea s-a făcut fum în toată casa. Au venit polițiștii? Da, au venit polițiștii. Și cum au acționat? Ce s-a întâmplat? Păi oamenii m-au ajutat. În primul rând au vrut să dea telefon la salvare ca să se asigure că eu sunt bine când am văzut atâta fum în casă. Că era fum, se adunase fum de la plantele la care au ars. Le-au pus într-un săpuleț de pânză. Aveți ceva ce să le transmiteți acestor oameni? Mii de mulțumiri și să le dea Dumnezeu multă sănătate. Datorită polițiștilor care au intervenit la timp, femeia este acum în siguranță, iar pagubele materiale nu sunt însemnate.